Тетя, мама, да, băiatul tău. Da, da, vă rog, intrați. Bună ziua. Oh, sărmâinile. Nu vă supărați, dumneavoastră, ați dat un anunț la ziar că aveți de vânzare un câine rău? Da, doamnă, sigur, eu am dat. Ah, mai este de actualitate? E, sigur că da. Oh, ce bine, aș putea să văd și eu câinele rău? Păi nu se vede? Unde? La mine în brațe, doamnă. Ăsta? Da. Eu credeam că e un pisoi. Vai, doamne, uitați-vă bine la el. Dar ce rasă de câine mai e și ăsta? Ciciupenciu. Ciciupenciu? N-am auzit așa ceva. Doamne, Ciciupenciu este o rasă de câine african. Da. Asta pe care îl vedeți este exemplarul cel mai reușit. Este cap de serie. E foarte caragios. Nu spuneți asta, doamne. Este cel mai frumos câine din lume și cel mai reușit. Puteți vorbi cu el, înțelege totul ca un om mare. Îl cheamă Pongo. Da, Pongo. Mă rog, câinele dumneavoastră este foarte drăguț, dar eu am nevoie de altceva. Eu sunt o femeie singură, domnule. Am nevoie de un câine care să mă apere de hoți, de bandiți, de asasini. Vreau un dulău. Vai, doamnă. Da, Pongo este dulău, doamnă. Uitați-vă la el. Câinele de Baskerville, doamnă, este un melușel pe lângă Pongolica. Domnule, glumiți, domnule. Câinele dumneavoastră e foarte drăguț, dar e prea blând. Vai, doamnă, ascultați-mă ce vă spun eu, este o fiară, doamnă. Da? Serios, da. O fiară? Da. Dar până acum n-am râit niciodată. Păi, dar nu l-a lătrat. Pongo nu latră, nu știți proverbul? Câinele care latră nu mușcă. Iar Pongo nu latră, doamnă, mușcă. Mușcă rău de tot, sfâșie, doamnă. Ce sfâșie, domnule? Cu boticul ăsta cu care aș bea, își bea lăpticul. Ce lăptic, doamnă? Nu v-am spus că este african? Păi și ce dacă e african? E canibal, doamnă. Aoleu. Asta, dacă se supără, mănâncă oamenii, îi devorează. Da, mă, Pongolică, tu ești așa de rău, mă, animalule, mă. Vai, doamnă. Hai, domnule, nu vezi ce cu minte e. Doamnă, vă rog, luați loc ca să discutăm. Mulțumesc, domnule, câinele dumitale nu se enervează deloc. Doamnă, răstiți-vă la mine. Ce să fac? Jigniți-mă. Dar de ce să vă jigniți? Insultați-mă, doamnă. Ba, domnule, n-am niciun motiv. Ba da, doamnă, să vedeți ce fiară devine. Spuneți-mi ceva urât, doamnă. Mă rog, poftim, urâtule. Umiliți-mă. Impotentule. Vai, de ce mă loviți sub centura? Mai bine mă înjurați de mama. Domnule, dumitale, îți filează o lampă. Așa, doamnă, faceți-mă nebun, doamnă. Poftim, nebunule. Mai ziceți ceva. Ce să mai zic, domnule, văd că Pongo nici măcar nu mârâie. Aveți dreptate. Trebuie să fiu molestat fizic. Molestați-mă. Ce să fac? Dați-mi mine, doamnă. Dați-mi mine să vedeți ce fiară devine. Dar nu vă fie frică că Pongo nu vă face nimic. Ține-o de el. Bine, domnule, poftim. Au, Pongo! Pongo, uite, doamna mă bate! Mai dați, doamna, mai dați! Au, au, au! Hai, domnule, dar nu vezi ce cu minte e. Să mă dau. Nu, doamnă, nu, nu. Am înțeles. Ce? Știu ce s-a întâmplat. Ce? Păi nu v-am spus eu, doamnă, ce inteligent este Pongo. Și-a dat seama, doamnă, că nu mă bateți cu adevărat, că totul nu este decât o scenare ca să le enervăm pe Pongo. Și Pongo nu permite să ne batem joc de el. Și atunci ce faci? Conflictul trebuie să decurgă normal. Atacăm un subiect oarecare, începem să ne contrazicem, dumneavoastră vă enervați, deveniți violentă și dați în mine. Și Pongo, ce faci? Moarte de om. Ei, lasă. Dacă vă spun, atacați un subiect. Ce subiect? Din literatură, muzică, economie de piață, bursă, doamnă. Serios? Da, vă rog, luați loc. Da. Pongo vă spune cursul dolarului de astăzi, de mâine, de poimâine. Ei, lasă. Și cum spun? Foarte simplu, doamnă. Pentru un leu latră o dată, pentru 2 lei latră de 2 ori, pentru 3 lei latră de 3 ori. Uitați, întrebați-l care va fi cursul dolarului peste 2 luni de zile. N-am timp, domnule. Nu pot să stau aici până latră el de 6.000 de ori. Abordăm un alt domeniu, doamnă. Orice are cultură audiovizuală, urmărește toate programele de televiziune. Oh, ce canal? De Revelion urmărește și televiziunea națională. Îi place Iuliana Marciuc, e mor după ea, când o vede, dă din coadă. E drăguță și mie îmi place. Da, are cultură muzicală, urmărește concerte pop, rock, muzică simfonică. Ați urmărit aseară emisiunea domnului Iosif Sava? Nu, domnule, pe mine vocea lui mă face să ador. Vai, doamnă, dar nu apreciați actul de cultură? Domnule!
Pe mine să nu mă faci incultă, că te trăsnesc de nu te vezi! Așa, doamnă, dați-mi bine! Pongo! Pongo! Ah! Pongo, uite, mă bate! Ah! Mă faci înc... Ah! Hai, domnule, dumneata nu vezi că nu se înfurie deloc, din contră, dă din coadă, poate. Știu de ce, doamnă. De ce? Pentru că are aceleași gusturi ca și dumneavoastră. Singurile persoane care nu-i plac când se uită la televizor sunt Iosif Sava și Saddam Hussein. În sfârșit, Pongo mi-a devenit simpatic, dar eu am nevoie de alt clip. Stați, doamnă, să vedeți de ce este în stare, doamnă. Vă rog frumos, atacăm alt subiect. Hai, domnule, nu mai chinui câinile degeaba. Dumneata nu vezi că nu se enervează deloc? Ba, doamnă, habar n-aveți ce zace sub pielea lui de ciupenciu african, doamnă. Haideți să atacăm alt subiect, ce doamnă. Ce subiect, poftim? Orice subiect, gata, știu. Ce? Știu! Politică, doamnă. A, nu! Eu nu fac politică, nu mă pricep la așa ceva. Pongo se pricepe, doamnă. Mă miram eu să mai existe cineva pe lumea asta în afară de mine care să nu se priceapă la politică. Câinele este documentat în materie de politică. Silviu Burcan îi face pantofilul Pongo, doamnă. Domnule, nu-mi pomeni de asta, că mă enervez, să știi. Nu vă place de oracolul nostru din Dămăroaia? Nu vă place, da? Sunteți moșereasă, bogătana, auzi, Pongo, doamna, este trimisă de agenturile străine! E moșereasă, e spioană! Nu mă faci spioană, că te omor cu mâna mea! Nu cu mâna, doamnă, cu geanta! Pongo, te mă bate spioana! La canal cu voi, în Siberia! Hai, domnule, termin odată cu prostire! Dar aveți gălu Pongo! Nici nu-i pasă de noi. E greșeala mea, doamnă. Ce greșeală? Nici lui nu-i place, domnul Silviu Burcan, doamnă. Atacăm alt subiect, ce doamnă. Ce subiect? Nu mai atacăm niciun subiect, doamnă. Nu știu dacă vezi, mi-a dat de doare spatele, dar pe mine o doare mână. În fond, nici nu mai avem ce ataca, doamnă. De fapt, dumneavoastră doriți un fel de gardă, de corp, o gorilă, un bodyguard care să vă apere, doamnă. Da, domnule, sunt o femeie. Da, și oricând sunteți expuse unei tălhării, unei hoții, unei viol. De asta mi-e cel mai frică. Ați nimerit exact unde trebuie. Cum adică? Păi violurile sunt specialitatea lui Pongo. Lasă-mă, știe el să prevină așa ceva? Păi nu v-am spus cine mi l-a dat? Nu! O tânără frumoasă, bogată, care a suferit nenumărate tentative de viol, doamnă. Sărac! Nu, doamnă, nu, că niciun violator n-a putut să se apropie de ea nici măcar la 5 metri. De ce? Pentru că o apăra Pongo, bestiile. Au folosit și gaze lacrimogene. Și? Pongo n-a scos nicio lacrimă, doamnă. El la gaze lacrimogene are imunitate parlamentară. Și dacă e așa de extraordinar, de ce vi l-a dat dumneavoastră? Păi, domnișoara s-a măritat, doamnă. Păi, și? Nici mirele n-a putut să se apropie de ea în noaptea anunții, doamnă. A, din cauza... Da, ce, nu mă credeți? Nu, domnule, pune la proba contrarie, mi-e greu să te cred. Păi, proba o facem acum, doamnă. Cum adică? În scenă, o tentativă de viol. Fiți calmă, doamnă. Aici ai vrut să ajungi, nenorocitule. Să nu te atingi de mine, că eu nu știu ce face Pongo, dar scoat ochii, să știi. Înseamnă că nu m-ați înțeles. Nu eu atentez la pudoarea dumneavoastră. Dumneavoastră mă violați pe mine. Doamne, termină cu glumele astea. Reviziți-mă și scoateți-mi cam așa. Fii serios? Reviziți-mă și dați-mă! Cine? Pongo! Uite, doamnă, vrea să mă violeze! Au! M-a violat, îmi dă cu spray, mă adorme, mă violează! Stai, că m-am trezit! M-am trezit! V-a mușcat rău de tot, Pongo? Ce să mă muște, domnule, dumneata, nu vezi că doarme pe el? Atunci, în scenă, mai ceva. O crimă. Mă duc să aduc toporul. Stai! Nu mai aduce nimic. De ce? Ți-l cumpăr pe Pongo! Da? Cât vrei pe ciuciupenciul ăsta fioros? Pe... Pe... Acum nu-l mai vând eu. De ce? Păi v-ați dat seama că are o serie întreagă de calități, nu-i place Silviu Brucan, nu se bagă în viața mea particulară, poate să mă violeze orice femeie, ceea ce chiar că mi-ar conveni. Ei, nu mai spune. Apropo, nu știți pe cineva care ar putea să-mi facă rușine asta? Nu, domnule, îmi pare rău. Sunt atât de singur. Și eu. În fond... Dumneavoastră doriți un câine care să vă apere. Da, domnule, dar unul mai nervos. Nu știi de unul? Ba, da, doamnă.
Eu sunt câinele de care aveți nevoie. Am onoarea să vă cer mâna. Așa brusc deodată? Sunteți ființa pe care mi-o doresc de o viață întreagă. Oh. Știți ce îmi place cel mai mult la dumneavoastră? Ce? Cum îmi dați cu poșeta în cap. Vai de mine, ești pervers. Nu, doamnă, dar așa mă bătea mama când eram mic. Mi-amintiți de ea? Și vreți să vă mai servesc cu câteva poșete? Da, da, da. Epe. Na. Vă iubesc. Na. Vă ador. Na. Nu vreți să trecem strada primăriei vis-a-vis să depunem actele? Ba da, domnule, cu plăcere. Dar pentru că toți sunteți în mână, cine ce mă calb până acolo, nu mă iertați. Cu mare plăcere. Pongo! Hai! Hai să mergem, dragul meu.